Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Destiny 2. Da, mai bun, acesta este minunatul video tutorial pe care mi l-a cerut, cred că de când v-am anunțat că o să fac, că aș deveni jocul free-to-play și că am venit eu cu sugestia asta, așa. Ei bine, astăzi o să trecem puțin printre lucrurile de bază pe care trebuie să le știți despre Destiny 2 și cam ce ar trebui să faceți. Iar apoi probabil o să facem și un video mai în detaliu despre, nu știu, abilități, despre armuri, despre armele în sine, despre chestiile astea așa și poate și despre ce fel de activități extra mai aveți voi de făcut pe lângă ceea ce vă oferă jocul. E bine, în primul și în primul rând noi avem aici caracterul pe care l-ați întâlnit atunci în video unde am anunțat că jocul este free. Este un caracter nou, nu a făcut nimic pe el, vedeți, este fresh, neatins și toate alea. Scuze din greșeală, nu-mi lasem tastatura corectă și dădeam așa pe acolo, dar am două tastaturi, nu mă judecați acum cu treaba asta. Deci avem acum caracterul fresh aici, ați văzut de a pica niște iteme în misiunea precedentă de început, dar practic nu avem nimic special pe aici. Bine, ăsta l-am eu că e de la sezon, deci de la season, dar asta o să intrăm noi în detalii cu alte chestii. Tot ce vă interesează sunt lucrurile de aici. În primul rând avem pe partea de arme, pe partea de ghost. Ăsta, sincer, nu prea contează așa de tare ghost-ul, ăsta vi-l puteți spune pe care îl vreți voi, dar unele ghost-uri au ceva gen pasive, ce vă ajută să găsiți diverse tipuri de muniție sau diverse comori. Iar pe partea de aici aveți partea de armuri. Deci asta este doar armură, aici este ofensivă, cum zic, ofensivă, defensivă, ceva genul ăsta. Depinde, când o să avem și exotice, sunt alte chestii mai ofensive, defensive, dacă e să zicem așa. Deci avem partea asta de armură, bine, aici este și clan banner, trebuie să mergem la Hawthorne să ne luăm clan bannerul ăsta, probabil, cum am spus, sunt lucruri de la extra despre care o să vorbim probabil în detaliu în alte videouri. Iar aici, cum am spus, este artefactul. Jos, dacă ne ducem, apăsăm jos, avem partea de extrauri ce nu ne influențează felul cum jucăm, ci e o chestie așa mai cosmetică, dacă e să zicem așa. Avem sparrow-ul nostru, avem nava noastră, avem emblema, care poate fi schimbată cu orice vrem noi, deci banner-ul ăsta de sus, avem finisher-ul și avem emote-urile, care din nou pot fi customizate cu ce dorim noi de aici. Uite, putem să ne punem un emote aici, punem un emote aici, mai punem un emote și aici și mai găsim un emote interesant pe care să-l punem. Uite, îl punem și emote-ul ăsta aici. Și acum avem emote-uri. O să ne ducem pe tower, pentru că acolo iară sunt lucruri destul de importante, deși, când o să veniți așa, o să vedeți că aveți diverse planete, unul dintre ele nu o să aveți acces la ele pentru că nu sunteți pe versiunea free și să faceți XP cumva, din câte am văzut eu acolo, dacă vreți să le deblocați. Știu că așa vine toată treaba asta, că practic Destiny Free are cam tot ce aveți voi nevoie. Și acum să intrăm puțin în partea de tower, pentru că asta este o zonă pe care o să o vizitați destul de des, pentru că acolo sunt toate lucrurile importante. Până ajungem noi în tower, putem să ne uităm puțin ce mai avem noi în inventar. Asta este partea cealaltă de iteme pe care le aveți, se cheamă collectibles sau inventarul propriu-zis, unde aici aveți engramele, fie ele de legendare, exotice, brighte, engram și tot așa, care sunt cu cosmetice. Aici sunt restul itemelor, trebuie mereu să vă uitați printre ele, astea sunt de obicei resursele sau iteme ce sunt necesare pentru diverse misiuni sau diversi vendori ca să primiți, nu știu ce, reward-uri. Mai sunt și diverse buff-uri, cum era asta de acolo, și stai să termin, că altfel mă bate la cap chestia asta. Avem aici câteva moduri, gen skin-uri, transmoguri și toate. Punem un transmog așa pentru ceva, uite încă un transmog aici. Astea sunt în mare parte transmoguri, ceea ce ați văzut aici, armele astea. Asta este un efect de spawn și astea sunt addon-uri pentru armuri și arme. Aici avem shader-e, dacă vreți să ne colorăm puțin armura să arătă mai bengos, putem să o facem folosind aceste shader-e de aici, deși armura pe care o am eu acum nu prea îmi permite să pun niște shader-e. Trebuie să aveți în mare parte cam vreo 5 pentru toată armura și apoi puteți pune și pe arme, tot așa, trebuie să consumați câte un shader de ăla. Avem aici niște oameni super pregătiți. Da, după ce faceți misiunea introductivă, oameni buni, veți fi aduși pe tower sau vă recomand să mergeți pe tower pentru că aici aveți misiunile voastre. Vedeți, apăsați tab și vă arată cam ce aveți de făcut. Dacă nu vă apare ce aveți de făcut, țineți apăsat tab și mergeți pe tabul de questuri. Vedeți, aici sunt mai multe, aici ar trebui să fie mai multe misiuni, dar momentan sunt doar două și vă arată exact ce trebuie să faceți pas cu pas. Uite, avem aici New Light și ne spune că trebuie să vorbim cu Zavala. Păi ia să vorbim noi cu Zavala, să vedem el ce ne spune de fapt și de drept.
Și când o să ajungem la el, o să vă spun și unde folosiți alte iteme din inventar pentru a primi reward-uri. Gen, uite aici la el. Uite, el ne zice că am venit aici frumos în sfârșit. Da, n-avem de ce treabă. Și acum ne punem să facem un Vanguard Strike. Și avem și aici, asta e un alt quest de care nu prea trebuie să vă bateți voi capul acum. Ce mai aveți acum, altă chestie, cum am spus, aveți niște iteme, sunt niște monezi albastre, ce obțin pentru Vanguard, le puteți folosi aici să primiți unul din reward-urile de aici, vedeți, tot felul de seturi de armuri sau arme. Stai că să mă disperi, uite, și aveți și tutorialul, adică, serios, aveți tutorialul, nu cred că aveți o problemă în legătură cu asta, o să mergem și la, o să mergem și la Ikora, să vedem ea ce ne spune. Să vedem acum care e treaba, stai că ăsta o să mă dispere dacă nu-i dau o misiune, să fiu sincer, trebuie să dăm și așa. Aoleu, playing a strike, deci chiar v-am spus, vă nenorocește ăsta aici, da, am văzut, man, aoleu, dismiss, gata. Că te pune să vezi toate alea, sau poți să te mai duci și ți-ai apăsat tab și ți-ai apăsat și E când ai dat tab și ți-ți arată. Revisiting the past, Amanda visited, uite, o să vizităm pe Amanda. Amanda nu era asta aici? A, cred că ea vă dă ca să faceți story-ul. Deci dacă vreți să faceți story-ul, vă duceți la Amanda pentru misiuni care sunt extra, care vă pun în mișcare cu noul content, vă duceți la celelalte de aici. Dar dacă sunt 100% sigur că mulți dintre voi vreți să jucați și povestea, o să mergem la Amanda și o să vedeți și acolo ce vă dă. Deci, ați făcut cunoștință cu tot ce aveți pe acolo. V-am arătat puțin interfața, în mare parte destul de intuitivă, oricum vă mai explică și tutorialul, n-aveți cum să dați greș. Pe aici, pe tower, sunt diversi vendori, îi găsiți apăsând M. Și unde e ADZ Visited și Become a Legend 770, cred că vrea să facem 770 Light. Dar vrea să spunem să mergem pe IDZ, o să mergem și pe IDZ aici. Asta e altă mâncare de pește, uite, el o să vedea acolo un sparrow. E bine să faceți quest-ul ăsta introductivă pentru că vă dau diverse iteme așa de început, știi? Oricum o să vă pice la greu, dar ca și idee. Și mergem la Hawthorne aici, că și ea e un NPC destul de important. Uite, introducing raids. Asta o să faceți probabil mai târziu. O să luăm și bannerul ăla că și așa am zis că luăm. Oh, și reward-urile. Vreau să iau reward-urile. Hai să nu luăm reward-urile. Dacă se răcește chestia aia, înseamnă că avea reward. Asta este bannerul clanului. Dacă vreți să intrați în clan, știți foarte bine ce aveți făcut. Aveți link în descriere să vă băgați în clan. Ia să ne uităm aici pe ce mai avem de vizitat. Mai avem pe băiețașul nostru de acolo, dar ăla nu cred că funcționează cum trebuie, pentru că e de la un quest pe care l-am eu în altă parte. Da, trebuie să mergem să facem daily bounty-uri. Hai să mergem la Amanda, să vedem cum putem porni și story-ul, pentru că asta am văzut că m-ați întrebat mulți dintre voi cum pornești story-ul. Că ok, ai tu misiuni, nu știu ce, le vezi, bla bla, ori chestii genul ăsta, dar povestea, cum o rejoci? Și sincer, și eu sunt destul de curios, pentru că e diferit față de cum era când am început și eu să joc Destiny, știi? Special Destiny 2. Așa, să ne ducem la Amanda aici și v-am spus, e destul de mult de explorat și pe aici, pe acolo, o să aveți o grămadă. Am văzut cum dintre voi erați foarte nedumeriți de felul cum vă scoateți Sparrow. Să știți că sunt diverse zone ce vă permit să scoateți Sparrow. Și o să mergem și într-o zonă de aia ca să vedeți cum folosiți și vehiculele pe care le aveți și cum interacționați cu mediul. Hai să mergem la Amanda aici, azi de mie ce ne zice. Și heck of a day. Speak to Amanda Holiday. Nu știu ce. Și și aici poți să-ți alegi ce campanie vrei să revizitezi. Ai Red War-ul, ai Curse of Osiris și ai Warmind. Astea sunt pentru versiunea free. Deci o să le ai la versiunea free. O să le dăm pe toate de aici. Și o să ne uităm exact ce avem noi aici ca și quest-uri. Azi, în ce ne pun? Red War. The city is under attack, it's time to fight back. Ia, uite, dăm așa, scoatem quest-ul ăsta de aici, să zicem. Uităm pe hartă și, op, ne-a apărut o misiune. Ia uite, așa facem misiunea. Pentru Tangle, pentru Forsaken și tot așa, aveți aici. Ia uite-l. Ăsta este, cum se cheamă, începutul de campanie pentru Forsaken. Bine, aveți și misiuni de heroic. Iar pentru Shadowkeep, desigur, începe de aici. Pur și simplu, n-avem nici un stres. Nu știu dacă mai avem vreun story mission pe aici, nu. Cam atâta. Deci, cam așa continuați povestea. Trebuie să vă urmăriți quest-urile și tot așa. Dacă vreți să porniți vreo campanie, vă duceți la Amanda, easy peasy, și aia este tot. Cam asta ar fi cu misiunile, cam asta ar fi cu
scopurile voastre până când să ajungeți la high light level. O să fac, cum am spus, o să fac un video despre endgame, despre high level, despre ce ar trebui voi să vă ocupați voi mai târziu. Și acum o să ne ducem aici ca să vedeți cum folosiți echipamentul pe care l-aveți, pentru că, cum am spus, știu că mulți dintre voi aveți nedumeriri pe treaba asta, că m-ați întrebat cum folosești arma cu tare, cum folosești abilitatea cu tare, cum folosești nu știu ce. E bine, o să vă spun acum pe scurt ce și cum și care și cam atât. Iar, serios, dacă aveți întrebări și sugestii de video pentru Destiny 2, eu sunt deschis la orice tip de sugestii. Lăsați în comentarii și o să încerc pe cât de mult posibil să concentrez toate ideile voastre în mai multe videouri sau într-un sigur video, depinde cât de greu poate fi, știi, să explic ceea ce îmi cereți voi acolo. Ei, și uite, am ajuns noi acum pe pământ, suntem lejer aici și avem acces la arma noastră, avem 3 arme, știți foarte bine, le-ați văzut și în primul video, avem grenada de pe Q, avem un super de pe F care nu funcționează, să încarce bara de jos de acolo, de sub webcam-ul meu, și avem și un melee care, în funcție de ce specializare avem noi, poate să fie range sau poate să fie și de distanță. Poate să fie range sau poate fi close. Adică, uite, e close când nu ai abilitatea, dar zice, dacă ai abilitatea, poți să arunci cuțitul ăla. Depinde de clasă. Uite, spre exemplu, Titanul poate să arunce cu un ciocan, Warlock-ul poate să tragă un trăsne de electricitate și tot așa. Dar aceste abilități pot fi schimbate. Mi se pare că pe voi putem arunca cu un fel de mini-grenadă care ne face invizibil. Și pe arc dăm un fel de electric strike, cum s-ar zice așa. Și uite aici, pur și simplu începe să nenorociți tot ce vă iese în cale, fără pic de grijă. N-aveți niciun stres, doar apăsați pe trăgaș și nenorociți tot ce e. Dar acum vine întrebarea, băi Bob, dar noi acum numai asta o să facem? Să știi că nu. Ce ne spunea acum că avem noi de făcut, trebuie să mergem aici cu misiunea să vedem. Să vorbim cu Devon, parcă îl cheamă pe băiețașul ăsta de aici. Să vorbim cu Devon, să cheamă că joc Hunter și nu planez. E cam greu aici. Și oricum o să vă spun ce trebuie să faceți și când ajungi pe planete. Că, na, poate sunteți nedumeriți ce sunt alea bounty-uri, sunteți nedumeriți ce sunt alea quest-uri sau ceva. Ok, hai să vorbim și cu Devon aici. Din nou, el o să vă introducă la diverse tipuri de activități. Uite, Adventure Completed. Sunt niște misiuni destul de scurtuțe, dar destul de bune. Uite, avem aici o resursă pe care o culegeți pe pământ. Apăsați pe ăsta de câteva ori, vă consumați resursa aia și bam, primim item. Simplu, nu-i așa? Și astea sunt alte misiuni pe care le voi puteți face, gen luăm o misiune asta de aici. Ceva frumos, apăsat pe tab, ne ducem la quest și avem bounty și putem să-i dăm track și ăstuia. Să știți că nu puteți da track la foarte multe chestii, așa că alegeți-vă cu cap ce credeți că ar trebui să țineți în considerare. Aici aveți misiunea Adventure-ul ăla de care ne spunea Devon aici așa. Dar mai vedeți pe hartă, mai apar niște iconițe dubioase. Alea sunt altfel de misiuni, sunt niște misiuni super scurte, se numesc patroluri, pe care pur și simplu le faceți pentru resurse, le faceți pentru XP, le faceți pentru pur și simplu a îndeplini niște condiții de bounty-uri și tot așa, pentru că mai sunt niște bounty-uri care vă cer, hei, du-te și fă 15, 20, 30 de bounty-uri în zona XYZ, știi, tot așa, adică sunt diverse activități pe care trebuie să le faceți. Pe lângă exploratul ăsta și tot așa, raid-uri, strike-uri și tot așa, ați văzut, avem Gambit, avem și PvP, adică aveți o grămadă de activități de făcut, nu trebuie să vă faceți voi griji că vă plictisiți destul de repede. Acum, cum am spus, dacă vreți să vă scoateți vehiculul, dați apăsat tab, ați apăsat toată tab și țineți apăsat E și bam, aveți vehiculul, de pe click dreapta aveți boost-ul și normal conduceți de pe WASD, space-ul vă dă jos de pe motoretă, shift-ul mi se pare că vă mai ajută să mai faceți drift sau să faceți tumba, depinde de Sparrow. Bine, Sparrow-urile astea au și diverse forme și viteze, deci vă dați seama că o să difere de la jucător la jucător. Și dacă vreți să plecați de planetă, țineți apăsat tab, alegeți destinația și aia a fost. Pur și simplu nu avem niciun sens, apăsați toată tab și țineți apăsat O și vă întoarceți pe orbită și cam aia ar fi tot. E bine, mai bun, cam asta ar fi tot de explicat despre Destiny 2 ca pentru începători, să zicem așa. Dacă aveți, cum spus, diverse întrebări, eu vă stau la dispoziție. Sugestii pentru video-uri viitoare, din nou, spuneți-mi, eu o să încerc pe cât de mult posibil să vă îndeplinesc dorințele legate de acest joc și cine știe, poate
O să facem și ceva raiduri împreună, să vedem niște stream-uri de să facem raiduri sau activități diverse împreună cu voi cei care sunteți în clan sau cei care vă jucați Destiny 2. Și acum, bun, că am startat pe acest video din Destiny, nu uitați să dați like, subscribe și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!